Ieșenii în echipament alb-albastru au rezolvat ecuația victoriei în meciul cu ACS Berceni în prima jumătate de ora partidei. În acest interval, elevii lui Marius Tăgătuș au înscris de 4 ori. În minutul 5, Pălimaru a deschis scorul din pasa lui Hergelegiu. Peste doar 100 de secunde, Hergelegiu a fost la finalizare. În minutul 24, și Crețu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, iar Pălimaru a reușit dubla pentru 4-0. Mulțumiți de spectacolul pus în scenă de Lăcătuș, suporterii ieșeni l-au răsplătit cu flori pe antrenorul echipei din Copou la pauza meciului. Aspectul jocului în partea a doua întâlnirii s-a schimbat precum vremea. Soarele și golurile din prima repriză au fost înlocuite cu nori, rafale de vânt și mai puține realizări pe teren. Oaspeții au marcat golul de onoare în minutul 50 prin capitanul Radu, iar meciul s-a încheiat cu succesul ieșenilor. CSMS, ACS Berceni, 4-1. Ne dorim în continuare să jucăm, să câștigăm jocurile, așa cum am făcut-o și până acum, ne-am dorit la fiecare joc să-l câștigăm. Așa ne dorim și în continuare. O evoluție pe ansamblu e destul de bună, chiar dacă, nu știu, în repriza a doua nu am mai ajuns în situații foarte, foarte clare de a marca. Pentru noi importante erau cele 3 puncte puse în joc în perspectiva meciilor care ne așteaptă în play. Sigur că mai avem un joc de disputat. Vom încerca să-l tratăm la fel de serios cum am făcut și până acum cu toate celelalte. Să sperăm că vom duce această serie bună de jocuri și de rezultate cât mai mult. Este de admirat că băieții mențin acest ritm, dar trebuie să uităm acest joc. Urmează meciul de la Buzău. Ați văzut și rezultatele din etapa aceasta. Va fi un meci, e clar, care pe care. Antrenorii celor două formații au criticat sistemul de desfășurare al campionatului. Numai 3 echipe din seria 1 au depus dosarele de licențiere pentru prima divizie, ceea ce înseamnă că doar CSMS Iași, FC Clinceni și Rapid București vor lupta pentru promovare. Nu e corect ca să joci un campionat un an de zile și să spună doar punctele din play-off și să promovezi cu ele. Ar fi normal să se pună punctele din tot campionatul în care le-ai câștigat. Nu văd de ce trebuie să joace acest play-off în 6. Din moment ce 3 echipe nu și-au depus dosarul de licențiere și poate practic nu ar avea nicio șansă de a lupta pentru promovare, nu știu de ce aceste 3 echipe poate la un moment dat să arbitreze ele, eu știu, promovarea pentru Liga 1. Cred că mai corect era cine are dosar de licențiere, jucau, erau 3, erau 4, erau 5, jucam între noi și la revedere. Tot ieri, în celelalte partide ale penultimei etape, s-au înregistrat rezultatele. Rapid București, Rapid CFR Suceava 5-1, Farul Constanța, Dunărea Galați 0-2, FC Clinceni, Gloria Buzău 2-2, CF Brăila, Unirea Târlungeni 1-0 și CSM Unirea Slobozia, Sport Club Bacău 2-0. În clasamentul general, CSM Iași conduce cu 46 de puncte, urmată de Rapid și Unirea Slobozia. FC Clinceni și ACS Berceni și-au asigurat locul în play-off, în timp ce pentru poziția a 6-a luptă în ultima etapă Sport Club Bacău, Gloria Buzău, Unirea Târlungeni și CF Brăila. Din acest motiv, 3 dintre partidele de sâmbătă sunt foarte importante. Sport Club Bacău, CF Brăila, transmis în direct de TVR Iași și TVR3, Gloria Buzău, CSMS Iași și Unirea Târlungeni, FC Clinceni.